Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, suntem în lumina învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea este marea minune a lumii prin care Iisus, Mântuitorul, Fiul Tatălui Ceresc, Cel născut în smerenia din ieslea Betleemului, Cel ce a pănimit pe cruce, a fost răstignit și îngropat, acum se îmbracă în strălucirea dumnezeirii. Învierea este piatra de temelie a Sfintei Biserici. Credința în Hristos cel înviat este decisivă, este hotărătoare pentru destinul omului. Spune Iisus, cel ce va crede se va mântui, cel ce nu va crede se va osândi. De la înviere pornește viața noastră înspre veșnicie. Se spune că Sfântul Apostol Petru a fost și el atunci când Iisus a fost așezat în mormânt de către Iosif și Nicodim și acolo, după ce a fost înmormântat, după ce a fost prăvălită piatra pe ușa mormântului, a spus Petru, până aici a fost totul, aici s-a terminat totul. Dar, duminică dimineața, când a alergat la mormânt, a văzut giurile singure zăcând de o parte și Iisus nu era în mormânt, ci înviase. Și atunci spune Petru, de aici începe totul. Vedeți dumneavoastră, omenește, după mintea noastră, zicem că în mormânt se termină totul, până aici a fost totul. Ori prin Hristos cel înviat, abia de la mormânt începe totul. De acolo începe veșnicia. Ieșim din timp și intrăm în veșnicia lui Dumnezeu. Învierea ne provocă la o viață care să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Ne spun Sfintele Evanghelii că în prima zi duminică, Iisus Mântuitorul s-a arătat Mariei Magdalena, apoi femeilor menosițe, lui Luca și Cleopa pe cale spre Emaus, Doamne, cum ardea inima noi când ne vorbea pe cale, apoi s-a dezvăluit în taina pâinii, când a frânt pâinea și a servit, au văzut în palme rânile răstignirii și au cunoscut că este Domnul. A fost prima liturghie pe care Hristos a săvârșit-o atunci în noaptea învierii. S-a arătat la 10 dintre ucenici. Iuda se spânzurase, Toma nu era acolo. Și spune că i-a mustrat pentru necredința lor, că n-au crezut pe femei că l-au văzut înviat. Toma nu era cu ei și vestea a ajuns și până la el. I-au spus ceilalți, l-am văzut pe Domnul înviat. Ne-a arătat rânele lui, ne-a arătat urmele răstignirii. Ori Toma nu era pregătit
pentru a primi acest adevăr al învierii. El gândește, cugetă, judecă numai în limita omenescului. Toma avea câteva certitudini. Hristos a fost judecat și condamnat la moarte. A fost executat de un grup de ostași romani care nu dau greș atunci când execută ceva. A murit pe cruce și moartea asta a fost verificată. Unul din ostași l-a străpuns cu sulița prin coastă și în inimă și a ieșit sânge și apă, dovadă că s-au separat globule albe, globule roșii, dovada morții sigure. Și a fost îngropat în mormânt. Toma avea acest argument al morții lui Iisus. Ucenicii spun, l-am văzut pe Domnul acesta înviat. Ce spuneți voi? Poate fi o fantomă, o vedenie, o nălucă, s-au întâmplat de atâtea ori la om să îi se năzărească ceva. Eu am argumente concrete despre moarte. Despre înviere n-am niciun argument. Dar l-am văzut noi. Și atunci Toma își ia oarecum o poziție fermă pentru a se apăra oarecum de ceea ce spuneau ucenicii. Auziți ce vă zic eu. Până când nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Nu mai umblați cu povești, cu zvonuri. Eu vreau ceva concret, palpabil, să fiu sigur. Altfel, pentru mine, ce spuneți voi, nu mă convinge. Vreme de 8 zile s-a frământat Toma în sinea lui. Se întâlnea cu ucenicii. Am văzut pe Domnul. Nu pot să cred așa ceva. Și în 8-a zi, duminica, Iisus se arată iar la ucenici, intrând prin ușile încuiate și se adresează lui Toma. Toma, adu degetul încoace, pune-l în coasta mea și nu fi necredincios, ci fi credincios. La care Toma se prăbușește și strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu! Tu ești Domnul meu, om adevărat, și Dumnezeul meu, Dumnezeu adevărat. Vedeți? Iisus nu învinge, ci convinge. L-a convins pe Toma de realitatea învierii. Nu știm dacă a pus sau nu a pus mâna în coastă lui Iisus, dar s-a pătruns de credința în Hristos. A văzut cu ochii lui ceea ce au spus lui frații ucenici. Iubiții mei, credința în înviere convinge și produce atitudine. Atât Toma, cât și ceilalți apostoli au pornit în lume și au vestit minunea evanghelică în Vielul lui Hristos și atâta lume s-a pătruns de Hristos cel înviat, a fost cucerită de Sfânta Evanghelie. Întreaga lume se umple de biserici, de mănăstiri, de credincioși, de sfinți. Apostolii ies în fața lumii cu argumentul lor, ceea ce ochii noștri au văzut, urechile noastre au auzit,
ceea ce am pipăit cu mâna noastră, am mâncat și am băut cu El la masă, aceasta vă vestim ca și voi să credeți. Iar Sfântul Ioan spune că în Evanghelie acestea toate s-au scris ca voi să credeți că Hristos este Dumnezeu și crezând viață să aveți. Vedeți cât de importantă este credința în înviere? Toma s-a îndoit ca unul dintre noi fiecare. Câte îndoieli nu avem în viață de fiecare zi? Acum, îndoiala, să știți că nu este păcat. Îndoiala te poate prăbuși, dar te poate zidi. Poți folosi îndoiala, nu știu, nu cunosc, nu mă interesează, dar poți folosi îndoiala ca stăruință în a afla, în a descoperi. Cum e așa, de ce e așa? Câte probleme nu avem noi? Și dacă căutăm să le dezbatem, reușim. Mă duc și întreb, părinte, am citit, am văzut, am auzit, cum e problema asta? Mă interesează, luminează-mă, ajută-mă să pot pricepe. Și iată cum te duce îndoiala la credință și credința la viață frumoasă în Hristos. Fără înviere, lumea asta ar fi fost un mormânt cosmic. Ori prin înviere, lumea devine împărățuia lui Dumnezeu, devine viață în veșnicie. Dragii mei, până aici am prezentat câteva momente legate de cele întâmplate cu Toma în a opta zi după înviere, din Toma necredinciosul, care devine Toma mărturisitorul, a dus Evanghelia până în India și a avut moarte martirică. Acum ne întoarcem spre noi. Cum ne raportăm noi la învierea lui Hristos? Cum o înțelegem noi? Ce atitudine avem noi la Sfânta Înviere? În dimineața învierii, după ce credincioșii primesc de la preot Sfânta Lumină, să iese la slujba de înviere, și atunci Sfânta Biserică cântă: Învierea ta, Hristoase Dumnezeule, îngerul laudă în ceruri, iar pe noi pe pământ învrednicește-ne cu inimă curată să te slăvim, să te mărim. Vedeți? Aici suntem chemați la o participare. Îngerii știu ce s-a întâmplat, au fost prezenți la mormânt și ei preamăresc în ceruri de-a pururea această minune a învierii. Dar, Doamne, învrednicește-ne și pe noi să o înțelegem, să o cunoaștem, să o trăim, ca prin noi Tu să fii preamărit în lume și noi să ne unim cu îngerii și împreună să formăm o simfonie care Te preamărește acum și în veci. Este, dragii mei, o cântare numită Mărirea de la Înviere, în care se spune așa de frumos: Ziua învierii să ne luminăm cu brăznuirea, unul pe altul ne îmbrățișăm, să zicem frații unii pe noi, să iertăm toate pentru înviere. Aici iară avem un mesaj cu totul deosebit. Ziua învierii să ne luminăm cu prăznuirea. Dragii mei, prăznuirea poate fi luminoasă și poate fi întunecată. Luminoasă când o trăiești creștinește,
frumos, curat, cu bun simț și întunecată, când în numele Învierii trăiești urât în lume. Câtă lume așteaptă Învierea și câtă lume folosește Învierea pentru păcate, mâncare, băutură, chefuri. Este edificatoare poziția două fetițe care au fost întrebate: cum așteptați voi Sfintele Paști? De ce le așteptați? Și o fetiță dintr-o familie nobilă, înstărită, emancipată, din familie bună, spune: eu aștept Paștile ca să vină iepurașul să mă aducă o roșie și cadouri, multe cadouri. Și am spus eu la părinți că am ce cadouri să mă aducă. Și altă fetiță crescută într-o familie creștină, cu minte așezată, cu post, rugăciune, spune: eu aștept Paștile ca să vină Hristos cel înviat să mă aducă lumina Învierii. Vedeți, dumneavoastră, aici se despart apele. Aici vedem de partea cui ne așezăm. Lângă iepuraș sau lângă Hristos? Pentru că lumea străină de Hristos a adus iepuraș. La Crăciun aduce porcul. Mâncare, băutură, chef, distracție, plin litoralul de turiști, pline pensiunile de oameni care sărbătoresc Paștile. Hristos a înviat, adevărat a înviat, hai să-l și pe ăsta, mai pune unul, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Oare nu-i bat jocuri Hristos în felul ăsta? Când în numele Lui te îmbeți și faci prostii și înjuri și mingi și faci toate rele, ei, aceasta înseamnă prăznuire întunecată. Prăznuirea luminată este cea în care primim lumina lui Hristos. Îl primim pe Hristos. Cum primim pe Hristos? Păi ce-i Hristos? Hristos este iubire. Hristos este iertare. Este pace, bucurie, bunătate, adevăr, dreptate, milostenie, pâinea și apa vieții. Hristos este frumusețea lumii. Ei, dacă avem noi aceste valori în familie, atunci suntem în lumina Învierii. Suntem cu Hristos. Și aici se delimitează lumea. Cei cu iepurașul trăiesc Învierea în întuneric. Cei cu Hristos trăiesc Învierea în lumină, în pace, în cumpătare, în bunătate, în frumusețea vieții. Spune apoi cântarea: unul pe altul să ne îmbrățișăm. Dragii mei, îmbrățișarea este un sentiment de bucurie, de dragoste, care dă în afară, se manifestă spre cei din jur. Ai ceva pe suflet, simt nevoia să-i cuprinzi pe toți ceilalți. Sportivii când dau gol se îmbrățișează de bucurie că au dat gol. Noi creștini ar trebui să ne bucurăm că a înviat Hristos, că ne-a dat și nouă viață veșnică, că ne-a adus împărăția lui Dumnezeu. Și pentru asta se cuvine să ne îmbrățișăm unii pe alții. În dragoste, în pace, în prețuire. Vedeți, dumneavoastră, preotul are acest epitrafir care pornește după cap și e format din două fâșii de pânză. Acestea două fâșii de pânză simbolizează brațele lui Dumnezeu cu care e cuprinsă lumea asta, Fiul și Duhul Sfânt. Acest epitrafir se așează pe capul credincios la spovedanie sau când se face deslegare. Ce înseamnă? Înseamnă că acel credincios, când are pe cap epitrafirul, este îmbrățișat de Tatăl prin Duhul și prin Iisus Hristos Mântuitorul.
este cuprins în brațele iubitoare ale Tatălui, așa cum tata și mama își cuprinde în brață copilul, că e drag. Poate nu merită întotdeauna, de e drag că e a lui, copilul lui, și îl prinde în brață și îl cuprinde, așa ne cuprinde Dumnezeu pe noi, pe fiecare. Și dacă noi suntem chipul lui Dumnezeu, avem formă dumnezeiască, dacă întindem brațele, avem cea mai perfectă formă de cruce. Tatăl, capul și brațele, Fiul și Duhul Sfânt. Ori cu aceste brațe să ne îmbrățișăm și noi unul pe altul. Să ne exprimăm bucuria, respectul, cinstea, omenia. Să zicem fraților, celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere. Aici este pragul peste care trecem noi creștinii. Până la Hristos era dinte pentru dinte, vânătaie pentru vânătaie, replică la replică. Ori Hristos spune că să iertăm și pe vrăjmașii noștri, să iertăm toate pentru înviere. Hristos ne-a iertat pe noi când am fost dușmani cu Tatăl. Greșeala este rănirea iubirii. Atunci când păcătuim, rănim dragostea lui Dumnezeu. Când greșim unii față de alții, rănim dragostea dintre noi. Nu e bine, nu ne tignește, n-avem pace. Totul s-a tulburat în noi când avem ceva unul cu altul, când suntem supărați. Ori marea putere care vindecă iubirea rănită este iertarea. Dumnezeu ne-a iertat pe noi chiar dacă am răstignit pe Fiul Său iubit. Ne-a iertat ca să vindece iubirea rănită și ne-a așezat în bucuria Lui, în împărăția pregătită nouă. Iată de ce suntem chemați cu toții la iertare. Să stingem focul urii, răutății, vranchiuna, replica, neuitarea. Toate le îngropăm și lăsăm să izbucnească iubirea cea sfântă, că suntem al lui Hristos. Spune Sfântul Apostol Pavel, ca fii ai luminii să umblați. Iar Sfânta noastră Biserică are o cântare minunată acum în lumina Paștilor. Spune așa, privește în jurul tău, Sioane, și vezi pe toți fiii tăi ca niște făclii de Dumnezeu aprinse. Dragii mei, dumneavoastră toți sunteți niște făclii aprinse de Dumnezeu. Duhul Sfânt a adus pe Hristos lumina învierii în fiecare dumneavoastră. Privește, Sioane, privește, Tată Ceresc, privește acești oameni care sunt ca niște făclii aprinsă de Dumnezeu. Spune Iisus, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre bune să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Dumneavoastră, cei care v-ați aprins de Hristos și de Duhul Sfânt, să nu vi se stângă această lumină, ci o duceți în familie, în societate, la servici, acolo unde trăiți, să fiți mai departe lumini care luminează această lume întunecată de rău și de ură și de multe păcate. Aici este chemarea noastră de creștini, chemarea noastră de fii ai învierii. Să ducem lumina lui Hristos crezând în înviere. Spune Domnul lui Toma, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut.
Noi suntem cei care n-am văzut și credem. Dumneavoastră sunteți acum în Sfânta Mănăstire pentru că credeți în Dumnezeu. Altfel ați fi în altă parte. Întâi mai, distracție, chef, relaxare. Ori ați ales să fiți aici în biserică, în rugăciune, în osteneală, în trudă duhovnicească, pentru că dumneavoastră credeți în Dumnezeu. Și știți ce înseamnă Dumnezeu și Maica Sfântă. Și știți cât vă ajută, cât vă ocrotește, câtă putere vă dă. De aceea spune Iisus Mântuitorul, cei ce ascultă cuvântul meu și cred în cel ce pe mine au viață veșnică și la judecată nu vor veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Vedeți? Dumneavoastră, dacă credeți în Dumnezeu, în Hristos cel înviat, ascultați cuvântul Lui, nu veți mai fi judecați, ci veți trece din moarte la viață. Pentru că această credință în viere are puterea să ne mute de pe pământ la cer. Dragii mei, trăim vremuri întunecate, de încercare, vremuri triste. Auzim, nu depart noi, război, explozii de bombe, rachete, lume multă înlăcrimată, întristată, pornită pe drumuri. Și e greu și e trist. Dar, dragii mei, aici la noi, unde zicem noi că este pace, este un război teribil care afectează enorm de mult. Aici, între noi, explodează bombe de băutură, de beție, bombă de curvie, de desfrâu, de destrăbălare, bombe de minciuni, de vorbiri de rău, de furtișaduri, de ură, de scârbă, de ceartă. Toate astea nu ne distrug casa, ne distrug sufletul, ne distrug viața. O trebuie să luăm aminte, de aceste bombe trebuie să ne apărăm noi. Să le evităm. Să nu cadă în casa noastră, să nu cadă în familia noastră, în sufletul nostru. Să ne ferim ca de foc, că ne distrug, ne nimicesc. Să-L căutăm pe Hristos cel Sfânt și drag și bun, care e cu noi, ne-a spus, cu voi sunt până la sfârșitul viacului, am toată puterea în cer și pe mânt, nu vă temeți! De aceea, să credeți în Hristos cel înviat din morți. Să fiți fiecare o lumină frumoasă în familie, la servici, în societate, în școală. Să fiți frumoși la suflet, să fiți curați, cinstiți, cu demnitate, să fiți cuminți. Deși cei mai mulți sunteți la vârsta maturității, ca părinte, eu vă zic să fiți cuminți. Așa zicea tata și mama când ieșeam pe uliță, ieșeam în sat. Dragul tate, dragul mami, să fii cuminte. A fi cuminte știți ce înseamnă. Demnitate, cinste, bun simț, ascultare, respect, a te fi de rele, a fi în cinste, în omenie, în bună cuvință, în toate ale vieții. De aceea vă zic ca părinte să fiți cuminți mai departe. Bucurați-vă că sunteți în lumina învierii. Bucurați-vă că sunteți Fiul lui Dumnezeu, că sunteți frasul Hristos în împărăția veșniciei. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Hristos a înviat. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire.